Hristos a înviat, bun regăsit la o nouă emisiune Lumină din Lumină Lină. În această a cincea duminică după învierea Mântuitorului Hristos, o duminică pe care dacă ați citit în calendar sau ați fost la Sfânta Biserică, ne-am amintit cu toții că este duminica închinată unei femei samarinence, necunoscută atunci după nume, astăzi din tradiția bisericească, o misionară mai apoi în vestirea venirii lui Mesia, anume Fotini, luminătoarea, fosfotos în limba greacă înseamnă lumină, o duminică în care pericopa evanghelică este ceva mai lungă și în care Mântuitorul Hristos, cel care a venit în lume să spargă peretele din mijloc al vrajbei dintre om și Dumnezeu, cum spunea Apostolul Pavel, a arătat că pentru el samarinenii nu erau goim, nu erau spurcați, ci dimpotrivă erau asemeni celorlalți evrei și de aceea drumul pe care l-a făcut din Iudeea în Galileea n-a fost un drum ocolit, ci a fost un drum care a tăiat țara de la sud la nord prin Samaria. Pentru că ceea ce trebuie să reținem întâi de toate este faptul că între iudei și samarineni, după revenirea din captivitatea babilonică 509 înainte de venirea Mântuitorului Hristos a fost o aversiune, o dispută extraordinară, pentru că între 712 și 579 mai întâi partea de nord a fost cucerită de asirieni și asirienii au înlocuit, au deportat o parte din evrei de nord, din partea Galilei și Samariei, dar au și adus altă populație și s-a creat o mixtură, cel puțin în Samaria, iar la 579 înainte de Hristos au venit babilonienii peste asirieni, i-au cucerit și au cucerit și parte de nord și parte de sud, și i-au luat pe evrei și i-au dus în robie, iar la 509, după, înainte de venirea Mântuitorului Hristos, Babilonul a fost distrus de Imperiul Persan, de perși, și astfel perșii au eliberat pe evrei din robia babiloniană, s-au întors și au reconstruit templul din Ierusalim pe care îl rămase babilonienii, și astfel între populația de sud, iudeilor, și cea de nord, Galilei, dar și populația de mijloc, Samaria, care fusese un fel de tampon, fiindcă asirienii, ca să nu mai meargă, să mai aibă legături evreii din partea de nord a Țării Sfinte cu Ierusalimul, le-au construit un templu pe muntele Garizim, la care să se închine lui Iahve, și astfel s-a creat o populație străină oarecum, parte era iudaică, parte era siriană, aveau și alte zeități, și astfel între evrei și samarineni era această dispută, această versiune, încât dacă un evreu vrea să meargă din Iudeea în Galileea, atunci el trecea prin partea de trecea Iordanul, ocolea Samaria și astfel se ajungea în Galileea, sau invers, din Galileea în Iudeea. Populația aceasta a fost asirienii au vrut să aibă un tampon între ei și evrei și de aceea au creat această regiune Samaria cu muntele Garizim, cum am spus, unde aveau ei un templu ridicat. Ei bine, Mântuitorul Hristos deci pleacă din Iudeea spre Galileea și contrar obiceiului iudaic el trece prin mijlocul Țării Sfinte, prin Samaria, ajunge la fântâna lui Iacob,
ne amintim că Iacob, când a plecat, a luat dreptul de întâi născut al lui Isav și a fost oarecum speriat ca nu cumva să fie persecutat, a plecat la Laban. Atunci fratele mamei lui, atunci el n-a făcut altceva decât a poposit pentru o clipă și acolo a avut o vedenie. El a ridicat făcut un puț, o fântână, pentru că atunci când s-a întors de la Laban, s-a întors bogat și ca să poată și-a da pe oile și toate viețuitoarele lui, el a făcut acea fântână. Ori acum Mântuitorul Hristos se oprește la această fântână lui Iacob și, așteptând, vine o femeie din cetatea Sihar, din Samaria, deci, și Mântuitorul Hristos îi cere femeii să-i dea apă să bea. Femeia oarecum contrariată, cum tu, iudeu fiind, în cermie samarneancă fiind, să-ți dau apă să bei, nu știi că între noi și voi este o mare dispută. Și Mântuitorul Hristos nu-i răspunde provocării, ci dacă ai fi știut cine este cel ce îți cere, ai fi dat apă și ai fi cerut o apă de și ar fi dat apa cea vie. Dar ce ești, proroc, ești mai mare decât părintele nostru, Iacob, care a făcut această fântână? Sau? Mântuitorul Hristos țese un dialog în care îi lămurește nelămuririle acestei femei și îi spune: dacă ai fi știut, deci, cine este, ai fi cerut, nu poți să fii tu mai mare. Și atunci, văzând că oarecum iudeul stă de vorbă cu ea, întreabă: știi că va veni Mesia, când va veni, va spune toate. Dar dacă tot spune, aici, iată, noi ne închinăm pe muntele acesta, voi ziceți că în Ierusalim trebuie să vă închinați, unde este, de fapt, locul de închinare? Va veni vremea când nici aici, nici pe Ierusalim nu vă închinați, și aici se închină, trebuie să se închine în Duh și în adevăr, căci Duh este Dumnezeu, cel ce se închină trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Știm că va veni Mesia, eu sunt. Atunci femeia, Mântuitorul o trimite întâi să meargă să-și aducă bărbat, spune: n-am bărbat, și Mântuitorul spune: da, știu că n-ai bărbat, cinci ai avut și cel care l-ai acum nu ți este bărbat. Femeie: Doamne, văd că ești proroc. Da, și așa s-a țesut, m-am spus, dialogul. Ori femeia, când a văzut că i-a spus și cine stare, a descoperit starea ei și ce se vorbește despre mântuire, că nu este nici în Ierusalim, nici în Sihar, ci în Duh, atunci va veni Mesia, eu sunt, a plecat în cetate și le-a spus multora, a venit, am găsit pe Mesia, mi-a spus mie totul, despre mine toate, veniți și vedeți, în sfârșit au venit, au văzut, au stat și câteva zile acolo și mulți au crezut, nu pentru spusele femeii, ci că ei s-au convins de ceea ce... Între timp au venit ucenicii Mântuitorului Hristos și a spus: Doamne, să vă iei să mănânci, am o altă mâncare pe care nu vă știți, iată, priviți cât de mult este secerișul, nu spuneți că mai sunt câteva luni, iată, secerișul este aproape. Și apostolii credeau că cineva i-ar fi dat de mâncare, dar el se gândea și se referea la cu totul altceva decât ceea ce credeau apostolii. Ceea ce ar trebui să reținem este faptul că această pericopă evanghelică este o pericopă, în sus, lungă, cu foarte multe provocări, cu foarte multe piste pe care am putea călători, de gândire, de meditație, dar cred că pentru noi cei de astăzi cel mai minunat ar fi dacă am reușit să înțelegem cuvântul Mântuitorului Hristos, care este răstălmăcit de multe ori: Duh este Dumnezeu și cel ce i se închină trebuie să i se închine în Duh și în adevăr. În sensul acesta spun că este cuvântul răstălmăcit. De ce? Pentru că sunt unii care spun că dacă Dumnezeu este Duh, se închină în Duh. Eu am credința mea, mă închin lui Dumnezeu și punct. Ce să merg eu la biserică? Ce să caut eu acolo? Sau dacă este Duh Dumnezeu, n-are nevoie de biserică, n-are nevoie de casă, n-are nevoie de loc. Deci sunt lucruri care pentru cineva ne-a avizat cu siguranță că îi pune semn de întrebare în suflet și în minte și în loc să insiste și să se lămurească, să se dumerească, cu siguranță va ceda și va crede că acesta este adevărul. Ei bine, primul lucru pe care ar trebui noi să-l cunoaștem este legat de termenii care definesc această exprimare a Mântuitorului Hristos. Duh este Dumnezeu și cel ce se închină trebuie să se închine în Duh și în adevăr.
Vedeți, nu așa a spus Mântuitorul Hristos, că n-a vorbit în limba română. Limba greacă, limba ebraică, limba latină, dacă ele sunt cercetate în acest sens, cu siguranță că lucrurile se vor lămuri mult mai ușor. De ce? Pentru că deci noi să luăm întâi de toate în limba greacă ce înseamnă de fapt biosul, viața, ce înseamnă psihiul, nu, psihicul, ce înseamnă pneuma, duhul, nu, ce înseamnă în limba latină anima, anime, suflet, ce înseamnă esența sau substanția, e diferența între una și cealaltă, substanță și esență, adică lucrurile, atâta vreme cât noi nu stăpânim terminologia foarte bine, suntem totdeauna predispuși la, la contraziceri, la dispute. Ori o, cum spun eu, o înțelegere și o pătrundere și o cunoaștere clară a termenilor ne face să înțelegem mai ușor, să înțelegem la ce se referă și ce vrea să însemne această exprimare a Mântuitorului Hristos. Să ne gândim că dacă Mântuitorul Hristos ar fi vrut să, cum spun eu, să înlăture templul sau biserica sau locul sau materialul sau viața și să reducă totul la spiritual, la duh, atunci lucrurile ar fi fost cu totul altcumva. Spune că doar într-o mănăstire ajunge un părinte care auzise că este o viață, spun eu, înfloritoare, duhovnicească acolo. Și el a ajuns acolo și s-a rugat de părintele stare să-l primească pentru că a auzit și este uimit de ceea ce a auzit despre frații de acolo și viața de acolo. Și, într-adevăr, părintele stare l-a primit, l-a găzduit. O zi, două zile, trei zile, i-au dat mâncare, l-au invitat la rugăciune și în a treia zi, cineva dintre viețuitori care avea această responsabilitate să se ocupe de lucrările și de viața, nu doar cea duhovnicească, ci de cea materială a mănăstirii, îi spune, astăzi, dacă rămâneți la noi, ar fi bine să mergeți să ieșiți la câmp, că avem un pic de treabă. La care părintele spune, păi eu am venit aici să mă rog, n-am venit să muncesc acasă, afară să pot să muncesc aici, nu mă rog. Zice, n-am știut, iertați-mă. Și atunci l-a lăsat și părintele stareț, care știa și care avea un duh al cunoașterii lucrurilor în profunzimea lor, împreună cu acel econom care răduia toate, l-au cam ocolit la masa de prânz, l-au ocolit și la cea de seară. Atunci, spre seară, după ce au servit masa de seară, fratele duce la părintele stare și îi spune, părinte stareț, da frate, ce s-a întâmplat? Știți, am sentimentul că ceva s-a petrecut astăzi. Zice, nu, ce s-a petrecut? Păi, știți, frații, astăzi m-au ocolit la masa de prânz și la cea de seară. A, zice, nu, dimpotrivă, i-au zis că dumneata ești un om foarte credincios și n-ai nevoie de muncă de asta, te-ai venit să te rogi aici și te-ai lăsat să te rogi, nu te-a deranjat, n-a vrut să te deranjeze. Vedeți, adică, când ai sentimentul acesta că poți doar stai toată o viață întreagă doar să te rogi, să nu faci nimica, dacă ești undeva, știu eu, un pusnic undeva, și atunci trebuie să mai faci ceva, că trebuie să trăiești într-un fel. Dar aminte când ești în lumea aceasta, dar aminte să ai sentimentul că Hristos ar fi invitat la această, știu eu, teorie, a-L privi pe Dumnezeu tot timpul, a sta, a gândi, a medita, a te ruga să mai știu eu ce. Din potrivă, la un moment dat Mântuitorul Hristos spune, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Deci, scuzați expresia, în sensul acest noi trebuie să înțelegem că neputința noastră de a pătrunde concretețea lucrurilor și profunzimea lor ne face să fim unii într-un fel, alții în alt fel, pentru că Dumnezeu este același, este unic. Cum ne putem noi explica faptul că și între creștini suntem diferiți? Doar că unii am pătruns, alții n-am pătruns, unii înțelegem, alții nu prea înțelegem, unii suntem la suprafață, alții mai la pe la mijloc, alții mai pe la fund. În sensul acesta noi ne deosebim, nu pentru că Dumnezeu ar fi deosebit, ci pentru că noi, neputându-ne urca la înălțimea descoperirii dumnezeiești, coborâm dumnezeirea la mintea noastră și spunem că așa este. Gândiți-vă la un moment dat când un frate, spre exemplu, avea sentimentul
că ceea ce face el, știe el, ce slujește el, este extraordinar, este foarte bine. Mai ales că uneori vedea cum se pogoară Duhul Sfânt și preface darurile de pâine și vin în trupul Sfântului Hristos. Și venind cineva odată și slujim cu el, i-a spus, frate, lucrul acesta nu-l faci cum trebuie. Și el s-a oarecum s-a ofuscat. Dar ce îmi spui tu mie când eu văd că și Duhul Sfânt se pogoară și preface darurile? Eu spun că nu-l faci cum trebuie. Nu-i cum ne-a descoperit Hristos, nu-i cum am trăit înaintașii noștri, părinții noștri. Ce știi tu? Și atunci zice, să ne rugăm, să ne rugăm. Și ei s-au rugat, au făcut de noi Sfânta Liturghie, s-au rugat și la un moment dat un înger îi descoperă, zice, e bine așa cum a spus fratele, nu cum faci frăția ta. Și la care acela îi spune, bine, dar până acum m-ai asistat și nu mi-ai spus niciodată acest lucru și ai văzut că se prefac, dar de ce până acum nu mi-ai spus lucrul acesta? La care îngerul îi spune, păi, aceste lucruri nu sunt pentru noi să le îndreptăm, ci oamenii trebuie să îndrepteze oameni. Deci a dat Dumnezeu nu îngerilor ca să le spună oamenilor când greșesc, ci oamenilor a dat darul ca să le spună oamenilor când greșesc. Deci în sensul acest ce înseamnă neputința de a înțelege uneori profunzimea mesajului care l-a lăsat Mântuitorul Hristos. Luați Duh Sfânt, căruia veți ierta, se vor ierta, căruia veți ține, ținte, vor fi și mai departe. Ori iată în sensul acesta, faptul că noi nu reușim să facem deosebire între ce înseamnă de fapt biosul, viața, și ce înseamnă Duhul, duhovnicia. De aceea noi avem sentimentul că se poate și fără Dumnezeu. De ce se poate fără Dumnezeu? Fiindcă viața este cea care Dumnezeu a făcut viața și a făcut lumea întâi de toate, materia din nimic, și ăsta este darul cel mare al creației lui Dumnezeu, pe care nu vor putea oamenii de știință să-l repete niciodată. Tot ceea ce a făcut Dumnezeu vor putea să facă și oamenii. Să facă și munți, să facă și voi, să facă și apă, să facă și piatră, să facă orice. Dar din ceva, ori din nimic să facă ceea ce există, viață în primul rând, nu vor putea niciodată să facă. Pentru că viața, de fapt, când a apărut, vezi, dacă noi luăm și descifrăm, înțelegem cum se cuvine cartea pe care a scris-o Moise după ce i-a descoperit Dumnezeu și a trecut-o pe filtrul rațiunii lui și a așezat-o pe hârtie ca să poată să o spună celorlalți, ca să o înțeleagă, atunci lucrurile sunt minunate, dacă noi am înțeles lucrul acesta. Fiindcă Moise a fost luat de Dumnezeu și i s-a descoperit că Dumnezeu este autorul, creatorul întregului univers, și apoi el ne-a arătat cum a fost creat universul, că a fost creat prin puterea cuvântului, că la început a făcut Dumnezeu cerul, adică lumea spirituală, și pământul, lumea materială, și pământul era netocmit și gol, n-avea formă, și Duhul lui Dumnezeu se plimba pe deasupra apelor. Și aici este, de fapt, biosul. Pentru că Duhul lui Dumnezeu, plimbându-se pe deasupra apelor, ce făcea? Este exact cum cloșca stă pe ouă și nu-i face altceva decât încălzindu-i, ridicând o temperatură, de fapt, infuzează viața. Cum spun eu, activează viața. Duhul lui Dumnezeu nu face altceva decât să impregneze materia netocmită și goală cu rațiunile plasticizate ale lucrurilor, ale lumii, al lui Dumnezeu. Rațiunile lucrurilor, care nu e nimic altceva decât este această extensie, această prelungire, rațiunile plasticizate ale lui Dumnezeu. Ori iată, în măsura în care noi conștientizăm că Duhul lui Dumnezeu, stând plecându-se pe deasupra apelor, infuza fiecarei creații rațiunea de a fi, înseamnă că e infuza viața, de fapt. Și aceasta este biosul și aceasta este biologia. Ori de aici încolo, noi trebuie să facem deosebirea între ce a însemnat momentul în care a dat viață întregului univers și apoi a activat. A activat întâi, planetele, a activat regnul mineral, regnul vegetal, apoi regnul animal, a activat. Și la urmă, după ce le-a activat pe toate și le-a făcut pe toate, din această plămadă l-a luat pe om și l-a modelat, având și el viață, biosul. Numai că deosebirea a fost aceea că, spre deosebire de întreaga creație care a fost activată prin puterea cuvântului, a zis și s-a făcut, omul a fost, de fapt, omul cu totul altcumva făcut. A suflat Dumnezeu, suflare dumnezeiască, și în limba ebraică
limba greacă înseamnă pneuma, duh, adică limba română. Duhul lui Dumnezeu a suflat asupra omului ca omul să aibă viață, cum spun Sfinții Părinți, și mai mult să aibă. Iar lumea nouă, meditând, analizând, cercetând, au descoperit că omul are viață și mai mult, adică are capacitatea nu doar de a simți, de a trăi, de a gândi, de a se exprima, ci că și a viețuitoare într-un fel se exprimă, ci are capacitatea de a gândi asupra gândului, să poți să gândești ceea ce gândești, dacă ceea ce gândești este bine sau nu, ceea ce vrei să faci este bine sau nu, să poți să analizezi și apoi să dispui. Ai libertate totală, dar ai și capacitatea nu normală ca să poți să descifrezi raționalitatea lumii, a lucrurilor și propria raționalitate, să știi cum să o folosești, cum să te folosești ca să poți să mergi spre asemănarea cu Dumnezeu. Uriată în sensul acesta, trebuie să înțelegem că Duhul lui Dumnezeu, la care se face trimitere Mântuitorul Hristos, Duh este Dumnezeu și Cel ce îi se închină, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr, nu înseamnă că omul nu trebuie să facă niciun gest, nu trebuie să facă nicio mișcare, că el are în mintea lui. Și asta e Duhul lui și stă de vorbă cu Dumnezeu. Eu l-am pe Dumnezeu și stau eu de vorbă cu Dumnezeu. Foarte mult spun acest lucru. Săracii oameni nu înțeleg un lucru esențial. Și anume că Duhul lui Dumnezeu nu se referă la această, cum spun eu, doar interiorizarea ta și nu, ce înseamnă și o verificare. Te întâlnești cu Dumnezeu sau nu te întâlnești? Unde te întâlnești? Cum te întâlnești? Pentru că dacă ar fi cumva să citim, știu eu, Sfântul Simeon Nou Teolog, sau Siloan Atonitul, sau știu eu, Sofronie de la Exes, sunt lucruri și lucrări care au redat trăirile unor oameni ce au avut această putere de a sta de vorbă cu Dumnezeu. Noi îl avem pe Alexandru de Zvir în Rusia, care este omul care a stat de vorbă cu Dumnezeu contemporan cu Petru Rareș și care, deși a murit în secolul al XVI-lea, dacă mergeți acolo și vedeți, mâinile lui sunt de 1000 de ori mai frumoase și mai curate decât mâinile oricăruia dintre noi. De ce sunt, atât de... Ai sentimentul că omul acesta doarme și este de o curățenie și de o frumusețe extraordinară, miroase atât de frumos. Și nu-i îmbălsămat. Când te duci la Lenin, la zidul Kremlinului, în partea de nord, și unde este acolo locul în care stă Lenin de 100 de ani, la seama 100 și de ani acum, la seama că se cheltuie nu știu câte zeci de mii de euro în fiecare an ca să-l îmbălsămeze și ca să-l repare, nu? Pe când dincolo, ca să rămână cu același chip, pe când dincolo, n-a făcut absolut nimic, dimpotrivă. Ori iată, în măsura în care noi înțelegem, de fapt, ce înseamnă Duhul lui Dumnezeu, nu putem niciodată să reducem închinarea noastră la Dumnezeu doar într-un gând. Eu am legătura mea cu Dumnezeu, n-am nevoie nici de popă, nici de biserică, n-am nevoie de nimic. E cu totul altceva, se referă la totul altceva, Duh este Dumnezeu. Pentru că dacă Mântuitorul Hristos ar fi vrut ca să aibă această, cum spun eu, simplă legătură a lui cu Dumnezeu și a unuia cu Dumnezeu, al celorlalți apostoli cu Dumnezeu, el nu i-ar fi dus la templu, în primul rând. N-ar fi observat regulile, rânduielile care erau statornicite din vechime de către poporul ales, de către cei care au slujit la templu. Dimpotrivă, ori Mântuitorul Hristos, de vreme ce a observat toate acestea, când s-a referit la Duh este Dumnezeu, a vrut să spună, de fapt, cu totul altceva. Adică a vrut să spună că atunci când stai de vorbă cu Dumnezeu, dacă nu conștientizezi și nu crezi că stai de vorbă cu Dumnezeu, mai bine nu mai stai de vorbă cu El, pentru că pierzi vreme. Și ceea ce vreau să spun este că noi uneori avem sentimentul că doar noi, creștinii ortodoxi, l-am confiscat pe Dumnezeu și mai la noi putem să ne rugăm și alții nu se pot ruga. Eu n-am nimic cu nimeni. Vreau să fac precizarea aceasta. Noi avem conștiința și avem oarecum certitudinea că suntem pe drumul cel bun și că putem să avem, cum spune, la capătul drumului, ne așteaptă Dumnezeu. Dar dacă nu mergem cum trebuie pe acest drum, doar dacă suntem naivi, credem că ajungem la Dumnezeu. S-ar putea să ajungă alții care nu observă regulile, rânduielile și toate formalitățile noastre, formalismele noastre. Și dimpotrivă. Pentru că, vedeți, noi
Dacă ar fi să ne ducem la Pateric, găsim în Pateric un exemplu extraordinar, când copiii jucându-se au făcut și ei ceea ce au văzut la părinte la biserică. Cum ei se duceau duminica la biserică, s-au jucat într-o pădurice acolo și au început să facă și ei Sfânta Liturghie. Exact cum făcea preotul la biserică, cum au văzut ei acolo. Și s-au rugat și când au ajuns la prefacerea darurilor, au constatat că pâinea și vinul se prefăcuse în carne și sânge. S-au înspăimântat, s-au dus la preot, l-au anunțat, au venit, au făcut slujbă, le-a citit o rugăciune, s-au prefăcut din nou pâine și vin, s-au împărtășit și așa se dă. Adică, nu vreau să ating un subiect extrem de sensibil în care astăzi preoția este ceea ce este. Dar iată, copiii aceia, având o sinceritate și o curățenie și o puritate sufletească și o dorință de a repeta, așa, actualiza ceea ce a avut la biserică, a ieșit într-o totul. Acum, Doamne ferește, eu nu pun la îndoială hirotonia, mai ales că hirotonia este darul extraordinar în care întreaga comunitate biserică este preoția, este singura taină care nu se poate săvârși decât în cadrul Sfintei Liturghii, fiindcă este darul pe care îl primește cel ce se pregătește la cererea întregii biserici prin mâna episcopului de la Hristos. Și darul preoției este același al lui Hristos, care, pentru că Hristos și-a pus mâna pe capetele apostolilor, apostolii pe capetele primilor, bărbații apostolici, pe urmașii lor, încât atunci când se așează mâna unui episcop, dacă să-l ferească Dumnezeu să aibă această conștiință, când a pus mâna pe capul cuiva și l-a hirotonit, nu-i mâna lui, ci mâna lui Hristos întinsă. Dacă n-are această conștiință, n-a înțeles nimic din ortodoxie, cel puțin eu așa am înțeles și așa trăiesc. Nu e preoția unui om care se numește episcop sau preoția, nu. Preoția este, mâna lui Hristos este întinsă acolo. De aceea se spune, noi împrumutăm mâinile lui Dumnezeu și când facem un bine. Dar aminte când slujim, noi suntem economii tainelor, nu suntem noi stăpâni tainelor. Dar noi trăim într-o lume în care oamenii uneori au acest sentiment că ei sunt stăpâni. Noi îl confiscăm pe Dumnezeu și avem sentimentul că doar în ortodoxie Dumnezeu e adevărat, nici vorbă, e adevărat. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu se manifestă și în alte locuri, și în alte feluri, și în alte moduri. Nu înseamnă că Dumnezeu nu e și la celelalte neamuri. Ori Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se mântuiască. Și atunci noi avem această, cum spune, liniște sufletească, această certitudine, această mângâiere, această bucurie, că noi am păstrat ceea ce ne-a oferit Dumnezeu. Dar dincolo, Dumnezeu știe de ce n-au putut să păstreze, de ce s-au născut în alte locuri, în alte condiții, în alte medii, în alte culturi. Dumnezeu știe. Gândiți-vă, odată citim în istoria Bizanțului cel puțin două lucruri minunate, am întâlnit multe, dar două lucruri extraordinare în sensul în care noi îl discutăm astăzi. Și anume, odată, lângă o mănăstire care avea un izvor tămăduitor, erau în jurul mănăstirii, erau musulmani. Și femeia unui musulman s-a îmbolnăvit. Și într-o noapte, la poarta mănăstirii, bate un musulman cu sârg și iese paznicul și îl întreabă, ce vrei, mă, omule? Dragă părinte, n-ai putea să scoli pe maica stareț sau pe maica să vină să-mi dea un ulcior de apă de la izvor, că am soția bolnavă. Păi la ora asta nu se scoală nimeni, mă, cer să... Dar ce s-a întâmplat? Și îi spune, uite, soția mea s-a îmbolnăvit și eu cred că dacă o să-i duc un pic de apă între asta sfințită la izvorul vostru ăla care face minuni, se va face sănătoasă. Nu poți să-mi aduci tu. Pazi de cu ce zice, hai să-i duc eu. A luat ulciorul și până la izvor avea o baltă acolo de strânsă, ploase cu câteva zile înainte și a luat apă din balta aceea, i-a dat-o musulmanului, s-a dus la, i-a dat musulmanul și a zis, uite bă, du-te, ți-am luat apă la izvor și du-te. Asta a fost în miezul nopții. Dimineață, musulmanul venea cu două perechi de boi. Și când l-a văzut stareța, paznicul stareța, a fost anunțat stareța, uite, musulman vrea să facă donație două perechi de boi la mănăstire. Dar ce s-a întâmplat? Și musulmanul a spus, trebuie recunoștință, noaptea am venit și am luat apă de la izvorul vostru, am udat-o și am dat să bea femeii mele și s-a făcut sănătoasă și drept mulțumire, recunoștință Dumnezeului vostru. Stareța nu știa, l-a întrebat pe pasnic. Și pasnicul, văzând minunea care s-a săvârșit, și-a mărturisit păcatul. Și a zis, maică, știți, uite cum au stat lucrurile. Eu
când a venit astă noapte, n-am putut să scol pe nimeni și am râs așa, am bat jocură, i-am adus un ulcior de apă, dar din balta aia de apă de ploaie care s-a strâns acolo, nici de cum n-ați de la izvor. Dar ce vreau să spun este următorul lucru. Ce credință a avut omul acela. Că dacă el se va atinge, se va stropi femeia lui sau va gusta un pic de apă aceea de la izvorul tămăduitor, se va face bine. Credința aia a fost mai puternică decât apă. De aceea, vedeți, ăsta e Duhul lui Dumnezeu. Să-ți amintești ce înseamnă Duh. Și mi-amintesc acum un alt moment în care, când au fost cuceriți polonezii de nemți, era un colonel, inspector, care inspecta școlile din Polonia să vadă dacă copiii polonezi învață limba germană. Și erau obligați să învețe limba germană toți copiii polonezi. Și au intrat într-o clasă, în alta, și în sfârșit, și la un moment dat, colonelul, inspectorul, zice, aș vrea să îmi spui tu, și îl ridică un copil, îi spune, ia, ridică-te și spune tatăl nostru limba germană. Și îl spune limba germană. Și el, oarecum ispitit, zice, dar în limba poloneză îl știi? Îl știu, cum să nu știu? Ia zi-l și în limba poloneză. Și atunci când a fost să-i spună în limba poloneză, s-a așezat în genunchi, s-a întors cu fața la înțărit și a împreunat mâine și a început să spună. Și ăsta e impresionat, după ce a terminat, l-a întrebat, bă, când l-ai spus în german, a văzut că l-ai spus cu șapca pe cap sau cum era în picioare. Când l-ai spus în poloneză, l-ai așezat, de ce? Îi zice, eu în limba germană l-am învățat că m-ați obligat. Dar pe mine mama așa m-a învățat să mă rog. Când mă rog, eu trebuie să mă rog în genunchi cu fața la răsărit împreună mâine și să... Adică asta este Duhul lui Dumnezeu. Nu, eu mă uit uneori cu rușine, cu jin, cu jenă. Nu, și mi-e rușine uneori. Când noi suntem mai mulți preoți, domnule, ne întrecem care mai de care să fim mai rapizi în a citi textele. Uitând că, bă, primul lucru care trebuie să-l faci tu ca preot, te rogi pentru tine, în primul rând. Te rogi și pentru ceilalți, bineînțeles. Dar pentru tine, ai uitat să te rogi, trebuie să te rogi pentru tine. Tu stai de vorbă cu Dumnezeu pentru tine, în primul rând. Stai de vorbă și pentru ceilalți. Dar primul lucru pentru tine stai. De aceea, citirea ori este clară, corectă, ori nu mai este. Vedeți, de aceea, eu m-aș bucura ca noi să înțelegem ce înseamnă Duh este Dumnezeu și El se închină în Duh. Trebuie să se închine în Duh și în adevăr. De aceea am spus de multe ori, omul care se roagă, creștinul care se roagă, miroase a Dumnezeu. Iar creștinul care citește rugăciuni și respectă pravila, și respectă regulile, rânduielile, se îndreptățește totdeauna. Este la țiplă, dar neîndurător cu nimeni. El este cel mai deștept, el este cel mai bun, cel mai... Nu, ăsta este omul care respectă o pravilă. Nu. Hristos nu ne-a lăsat pravile de respectat. Pravilele toate care s-au născut ca să ne ajute să descoperim și să intrăm în fluviul iubirii, jertfite al lui Dumnezeu, în Duhul lui Dumnezeu. Să simțim, să trăim, să ne purtăm ca Dumnezei. Dacă noi n-am înțeles lucrul acesta și noi creștinismul nu-l trăim în maniera aceasta, este pierdere de timp. Dar dacă am înțeles că acesta este creștinismul, atunci suntem în Duh și în adevăr. Dați seama ce înseamnă Duh. Înseamnă Duh, este puterea pe care s-o ai atunci când ai deschis gura, indiferent cine ești și ce ești, nu contează. Nu, dacă noi am fi creștini autentici, ar fi minunat, ne-am respectat fiecare demnitățile, pozițiile sociale și mai departe, din fire ar fi lucrul acesta. Nu ne-am dat cu pumnul, eu sunt cu tare, ce dacă ești? În fața lui Dumnezeu cine ești? În fața lui Dumnezeu să fii cineva. În fața oamenilor, ești trecător, omule. Dar dacă nu înțelegi, dai cu pumnul masă că tu ești cineva. În fața lui Dumnezeu să fii cineva. În fața mea, dar ce trebuie să fii în fața mea? Că eu sunt muritor. Ce pot eu să-ți adaug demnității, măreției tale, de vreme ce tu ești cel mai mare de pământ, dacă eu sunt un nemernic și un neputincios, eu nu pot, vrei să-mi arăți mie cât ești de mare? Ești nebun? Eu ți-am cerut eu așa ceva? În fața lui Dumnezeu, și dacă era lui Dumnezeu, și dacă te întâlnești cu Dumnezeu, Doamne, ferească-mă Dumnezeu. M-a spus aceea cu musulmanul din Bizanț, dar gândiți-vă, noi avem izvorul tămăduirii, am mai spus lucrul acesta. Când musulmanii erau în jurul zidurilor Constantinopolului și când au dat peste mănăstirea izvorul tămăduirii și când călugării acolo frigeau pește și mâncau și i-a prins să-i omoare și le-a spus, stați că nu-i voie și le-a vorbit despre Hristos, despre moarte, despre învierea lui Hristos și le-a spus, cum să învie Hristos? Când ori învia pește și de pe grătar, atunci credem noi și arunca pește în apă, izvorul tămăduirii
și au înviat pești. Și turcii au devenit creștini. Și până astăzi, acolo, când vă duceți la izvorul Tămăduirii, vedeți pești pe o parte, au linii ca și cum ar fi fost puși pe grătar. Dar vedeți ce înseamnă, în ultimă instanță, această putere pe care ți-o dă, în ultimă instanță, Duhul sau duhovnicia. Duhovnicia îți dă puterea să, cum spun eu, să cunoscându-te cine ești, nu să rabzi pentru că ai plăcere să rabzi, ci nu, să înțelegi că, de fapt, nimic de lumea aceasta nu poate echivala suferința pe care a îndurat-o Dumnezeu ca să-ți dovedească ție cât de mult te iubește și că te așteaptă și tu să redevii fiul lui, în aceea că te vei hrăni totdeauna din iubirea și din bunătatea lui. Asta este creștinismul. Este acest ocean nesecat, nesfârșit al iubirii dumnezeiești, smerite și jertfite, care ți se oferă și dacă ai intrat în el și te-a atins la inimă, n-ai cum să mai fii nimic. Ești creștin, ești pâinea lui Dumnezeu, e miroșa Dumnezeu. Ori în sensul acesta, gândiți-vă un părinte care avea un copil bolnav, știind istorioara, cred că prin Pateric. Când ajunge să-și ducă copilul la medie și niciunul n-a putut să-i facă nimica, singura speranță era să meargă în pustiu uscitic, unde era Sfântul Antonie și toți ceilalți, să-l ducă la un părinte vestit acolo, să-l binecuvinteze și să-l salveze. Și a făcut drum lung până la mănăstire. Și numai bine că pe drum copilul a murit. Tatăl, în schimb, copilului avea atât de multă credință, încât și-a zis, numai să-l atingă părintele și se va învia. Și atunci l-a luat, a intrat la părintele în chilie cu alți credincioși și au luat binecuvântare, cum se obișnuiește, el a lăsat copilul jos. Dar părintele, neștiind că de fapt copilul, pentru o clipă, Dumnezeu parcă i-a luat mințile, i-a închis ochii, neștiind că de fapt copilul este mort, crezând că nu vrea să se scoală de acolo, i-a porunce, ei, scoală-te și ieși afară. Și copilul s-a sculat, a plecat și părintele, tatăl, s-a dus și i-a mulțumit și i-a mărturisit. Oh, s-a amărât părinte și a zis, nu cumva să spuneți cuiva că noi fiu în viață că am făcut acest lucru. Adică câtă smerenie la oamenii aceștia care într-adevăr au Duhul lui Dumnezeu. Cei care n-au Duhul lui Dumnezeu și au Duhul veacului, iar dacă spune că au Duhul lui Dumnezeu și știu atât de multe, prevestesc, știu când va fi sfârșitul, când se vor răsura unii, când vor ajunge alții miniștri, sau eu știu ce, ferească Dumnezeu așa ceva. În sfârșit, de aceea vedeți ce înseamnă, în ultima instanță, puterea Duhului lui Dumnezeu. Dacă noi am reușit, într-adevăr, întotdeauna, să avem Duhul lui Dumnezeu, Doamne, s-ar schimba lumea într-o clipă. Lumea aceasta, am vedea doar minunățile, frumusețele lumii acesteia. Nu neregulile, nu neorândielile, nu neașezările, nu denivelările. Ori noi, numai prin faptul acesta, trebuie să conștientizăm. Câte vreme noi vedem deosebiri de colo din colo, suntem în slujba celui rău și ne ajută cel rău să vedem denivelările, dar nu așezările, nu, cum spun eu, nu cromatica lumii acestea, frumusețea, împletirea și îmbinarea minunată a culorilor, nuanțele, nu le vedem. Noi vedem așa, nu vedem minunea copacului care iese din pământ, care înflorește, care ruginește toamna și iarna și înverzește primăvara, rodește și dă fructe și așa mai departe. Ori dacă noi am vedea lucrurile acestea, atunci am putea să biruim cu mai multă ușurință și greutățile și răutățile lumii. Cine nu-și amintește că în 1921, cred era, vara lui 1921, la Tashkent, erau judecați un lot de medici, dezidenți, cum erau la vremea respectivă, că erau creștini, se rugau și 21 era încă în putere Lenin, aveau tribunalele poporului, erau oamenii care judecau pe intelectuali, pe cei care încă mai credeau că există Dumnezeu, pentru că nu mai exista Dumnezeu atunci. Și în fața acuzatorului popular apare un profesor, era și preot, Iasenski Voino Valentin. Cred că știți cine a fost acesta. Mai târziu avea să ajungă arhiepiscopul Crimeei, Luca al Crimeei. Este primul medic din lume care a folosit anestezia locală. Este primul medic din lume care a făcut transplant de cornee, care a făcut apendicită, care a făcut
cataractă și așa mai departe, glaucom. Nu este mediul care a înfundat pușcăria, pentru că era creștin, n-a vrut să-și arunce icoanele din laborator, dar era căutat de mai mari comuniști care aveau probleme și erau operați și erau vindecați. Iar Stalin, în 39, l-a scos din pușcărie, l-a trimis la un simpozion și el s-a dus îmbrăcat în preot. N-a vrut să lase și să-și lase reverenda. Dimpotrivă. Nu i-au fost recunoscute lui aceste merite, că a fost primul ce a folosit anestezia locală. Dimpotrivă, pentru că era popă. Câte n-au mai fost și altele. Dar ce vreau să spun este că la Tașkent, în vara lui 1921, judecat acest lot al medicilor, el este apărătorul lor. Și acuzatorul îi întreabă, cum se poate popul și profesorul Valentin Voitina Iasenski, ca voi noaptea să vă faceți rugăciuni și ziua să tăiați oameni. Și el, în loc să știu să se sperie, zice, acuzator popular, dar cum se face că dumneavoastră tăiați și dumneavoastră oameni, numele a cui tăiați dumneavoastră oamenii? Și asistența, pentru că era un proces public, a sărit în aplauze, deodată a izbucnit în aplauze și au început să în urale, ura. Și la un moment dat ăsta, oarecum strânjenea, a spus, nu te supăra, profesore Iasenski Voitino Valentin, credeți în Dumnezeu? E vreunul care l-a văzut vreodată pe Dumnezeu sau l-ați văzut vreodată pe Dumnezeu? Și a zis, bă, cu asta întorc sensul procesului și o să-i înfund. Și profesorul, calm și liniștit, Sfântul Luca al Crimei, dacă îi citiți cartea, nu se poate să nu le cremați, câte lucruri minunate sunt scrise aconsemnate acolo, zice, el spune, zice, acuzator popular, într-adevăr, noi credem în Dumnezeu, nu l-am văzut pe Dumnezeu, dar să știi un lucru, am făcut foarte multe operații pe creier, n-am găsit în niciunul nici minte și nici conștiință. Aplauze minunate și așa s-a întors, de fapt, roata, încât plutonul de execuție care aștepta să execute pe preoți n-a mai avut, a fost trimis în șomaș. Deci iată ce însemna Duhul lui Dumnezeu. Să poți să ai această tărie, să înțelegi că Duhul lui Dumnezeu este cu totul altceva. Este, cum să spun eu, onticul, ontologicul nostru. Este esența noastră. Dacă noi am reușit să mă lipsim esența noastră, ci să o înnobilăm, să o îndumnezeim, pentru că asta vrea Dumnezeu de la noi, să îndumnezeim Duhul nostru, atunci noi n-am putea niciodată în viața noastră, din acea clipă, să mai gândim măcar ceva despre cineva rău. Și în sensul acesta există un exemplu extraordinar. Zice că un călugăr, sunt mai multe, dar ce-mi vin în mine? Un călugăr zice la un moment dat, nu prea își face el datoria, ba întârzia aproape cu regularitate la slujbe și ceilalți frați erau oarecum contrariați, că tot timpul întârzie, tot timpul trebuie să-i spună cineva ceva. Și el era mai indiferent, să spunem așa, să-mi spună altcumva. Și zice, la un moment dat s-a îmbolnăvit. Și când s-a îmbolnăvit, frații, cum se întâmplă în mănăstire, au venit să-și a rămas bun, de la crezând că gata, va fi ultima clipă. Au constatat că, contrar celor care erau neglijenți în viață, când plecau, erau crispați, erau oarecum supărați, acestea aveau un chip luminos. Stătea de vorbă și și a revenit pentru o clipă, poate chiar mai mult, și frații l-au întrebat imediat, părinte, cum se face că ai fost o viață neglijentă și ai atât un chip atât de liniștit și luminat? Și el spune, știu, fraților, vă rog să mă iertați, am fost neglijent, am fost indolent, toată viața am întârziat la slujbe și nu numai. N-am fost, dar acum, de fapt, iată, eram în fața judecății și au venit cei întunecați cu o pagină plină, scrisă cu toate aceste păcate ale mele. Și îngerul meu, care l-a dat Dumnezeu la botez, stătea departe și plângea. Și deodată am auzit o voce. Eu sunt consecvent celor pe care le-am spus. Nu judecați și nu veți fi judecat. Cum să judec eu pe cel care n-a judecat niciodată în viața lui? Și deodată zice,
au dispărut ars foaia cu care venisele cei întunecați ca să mă acuze și au dispărut și ei și Îngerul lui Dumnezeu a luat chip luminos și a venit și m-a îmbrățișat. Și cum să nu fiu eu cu chip luminos când Dumnezeu m-a primit și m-a iertat? Pentru că, într-adevăr, frați, eu am fost un indolent în viața aceasta. Dar din clipa în care am îmbrăcat haina călugărească, n-am judecat niciodată pe nimeni. Cum să fiu judecat dacă Dumnezeu nu mă judecă? Dar voi mă judecați în continuare, nu mă supăr. Dar Dumnezeu este consecvent. Dacă a spus, nu judecați, dar să nu fiți judecați, căci cu ce judecată veți judeca, cu aia veți fi judecați, dacă eu n-am judecat, iată, Dumnezeu nu mă judecă. Ce înseamnă Duhul lui Dumnezeu? Uneori, noi dacă am reușit să, cum să spun eu, să trăim, nu să cunoaștem, fiindcă eu sunt convins că foarte mulți dintre noi cunoaștem ce învățătura creștină. Dar dacă am fi convins să o trăim, asta e un lucru anevoios, să știți. Nu poate oricine să trăiască creștinismul autentic. Și nu este o izbândă pentru cineva, ci dimpotrivă este un dar al lui Dumnezeu. Gândiți-vă la acel pusnic care este vizitat de oameni, de creștini, și când l-au văzut cum trăiește, l-au lăudat și au zis, vai, părinte, ce viață minunată ai, n-am văzut în viața noastră pe cineva care să vețuiască așa ca înfvețuiești matale. Și părintele le-a spus un lucru extraordinar de simplu, vai, fraților, nici vorbă de așa ceva. Cel mai mare tâlhar din istorie ar fi de 1000 de ori mai bun decât mine, dacă n-ar fi darul lui Dumnezeu care să mă facă să fiu ceea ce sunt, să fiu ceea ce voi vedeți că sunt. Îl vedeți, noi în viața aceasta pământească, de multe ori uitând că noi suntem ceea ce suntem, fiindcă Dumnezeu este bun și îngăduitor cu noi, uităm acest lucru. Și de aceea zice că la un părinte odată s-a dus cineva și l-a întrebat, de ce oamenii sunt atât de diferiți cu Dumnezeu? Și părintele i-a spus, fiindcă unii sunt exact cum este omul ca o oglindă spartă. Soarele se reflectă, dar o părticică în el nu se reflectă în totalitate. Nu îl reflectă pe Dumnezeu în totalitate. Și atunci, dacă noi nu îl primim în totalitate, vă puteți imagina ce înseamnă. Dumnezeu, și la alt părinte, când se duce cineva și îți reamătă același lucru, zice, fiindcă noi oamenii suntem atât de ocupați și Dumnezeu bate la ușa noastră și noi deschidem ușa, lăsăm un hol și îl uităm de el, sau îl invităm la masă, dar plecăm și uităm de el, sau îl lăsăm să aștepte. Așa suntem noi. De aceea, eu m-aș bucura dacă dumneavoastră, în această Duminică Sfântă, ați înțeles ce înseamnă, de fapt, să crezi cu adevărat în Duh, în Dumnezeu. Să poți să primești tot ceea ce El ți-a împărtășit și să crezi cu adevărat, fiindcă mai aud pe aici, pe acolo, băi, acolo scrie așa, dar eu nu cred că dincolo scrie altcumva. Au început să, nu să comenteze, ci să răstălmăcească, nu să tălmăcească, nu să lupte să înțeleagă și să înțeleagă că în ultima instanță toată Scriptura citită trebuie să-ți aducă ție o deschidere și o liniște și o lejeritate și o capacitate de a-L înțelege mai bine și a-L trăi mai clar pe Dumnezeu. Scriptura nu s-a scris, n-a fost îngăduită Dumnezeu să se scrie ca să devenim noi doctori în teologie. Că suntem ceea ce suntem, uneori asta e cu totul altceva. Dar nu pentru asta s-a scris Scriptura, ci Scriptura s-a scris ca o mărturie, peste veacuri, pentru toți cei care vor să-L cunoască pe Dumnezeu, citindu-L acolo să-L întâlnească. De aceea un părinte spunea foarte clar, ce faci tu? Zice, eu ce să fac? Stau de vorbă cu Dumnezeu. Și dacă vrei să-L asculți pe Dumnezeu, atunci citesc Scriptura. Și când vreau să-L ascult, eu citesc ce mi-a spus Dumnezeu prin Scriptură. Și când vrei să-I spui tu, mă rog, dați seama, noi să avem această putere să înțelegem că în Sfânta Scriptură, de fapt, stă voia lui Dumnezeu pe care noi, ascultând-o, dorim să o împlinim și dacă reușim să o împlinim, atunci, cu siguranță, noi urcăm și ne desăvârșim. În măsura în care noi credem în ceea ce scrie acolo, e grozav. De aceea, gândiți-vă, uneori sunt oameni care pun la îndoială, fiindcă n-au auzit ei, nu cunosc ei, nu le se potrivește cu mintea lor, sau mai știu eu ce. Un tânăr îi spunea odată unui credincios, mai eu nu pot să cred în Scriptura voastră, că nici acum nu se știe cu claritate cine a scris cu tare, cine a scris cu tare. E adevărat că mai ales că mai apar și să trăim într-o lume în care uneori ignoranța, vă dați seama, orbul în țara, ăla cu un ochi în țara orbului, este împărat.
ignoranța domnind peste mult, nu? Când vine unul cu o idee, gata, gata, asta este totul. Eu am rămas surprins când am văzut că s-a mai descoperit o Evanghelie, Evanghelia lui Iuda și gata, după aceea biserica trebuie să dispară, că uite, au descoperit adevărul al Evangheliei lui Iuda. Fără să conștientizeze că de fapt ca al lui Iuda mai sunt încă 11 Evanghelii ale apostolilor și că acestea sunt producții gnostice și așa mai departe. Și zice, nici acum nu se cunosc toți autorii care sunt care... Și la un moment dat tot era șicanat credinciosul. Și îi spune, măi, să știi că... Auzi, cine a scris tabla mulțirii? Cine a... Și zice, eu de unde să știu? Și atunci, l-ai învățat-o? Da, și crezi că e adevărat? Da, dacă e greșită. S-a rușinat omul când a văzut că, necunoscând autorul unei lucrări, totuși se folosește de ea și o folosește și a rămas axiomatică. Păi, bă, dacă tu nu cunoști tu, nu înseamnă că nu există cineva care a scris Scriptura. Deci, ignoranța ta nu te exonorează de responsabilitate. Ba, dacă ai face ceea ce scrie în Scriptură și ai împlini cu adevărat în propria ta viață, este primul lucru minunat care s-ar petrece cu tine. De aceea când a venit cineva la o mănăstire și a întrebat, am auzit că aici sunt minuni, un părinte care face minuni. Depinde ce știi tu despre minuni. La voi cum sunt cu minunile? Îl întreabă pe acela un părinte din mănăstire. Păi da, că fac lucruri extraordinare, mai presus de fire. A, zice, la noi minunile sunt cu totul altcumva. La noi minunea este ca omul să facă voia lui Dumnezeu. Nu ca Dumnezeu să facă voia omului. La voi acolo când omul vrea ceva și Dumnezeu gata, împlinește, aia e o minune. La noi minunile sunt invers. Ce lucru minunat ar fi dacă noi am înțelege acest adevăr și am crede cu adevărat că, iată, într-adevăr, este un lucru minunat. Să poți să crezi că Duhul lui Dumnezeu înseamnă mai presus de să folosești toate gesturile, cum spune eu, slujbele și toate celelalte, dar nu să le folosești pentru ca să le folosești, să bifezi că ai fost la slujbă, că ai urmări citit cumva, să ai mai citit ceva, nu. Ci conștientizând că orice faci, faci din această dorință profundă să devii cât mai mult după chipul lui Hristos. Să devii cât mai mult asemenea lui Dumnezeu. Și dacă reușești să faci lucrul acesta, de aceea când un părinte, cred că Ava Pimen, în a doua săptămână din postul mare, fiind vizitat de niște frați de-ai lui dintr-o altă mănăstire, a stat de vorbă cu ei și tot le-a spus câte ceva, le-a spus câte ceva și la un moment dat, când să treacă ziua și să se despartă, fratele care venise în vizită i-a mulțumit din suflet părintele Pimen și i-a spus oarecum, n-am cum să-ți mulțumesc, părinte, era gata să nu vin. Și părintele zice, dar de ce? Mă temeam că nu o să-mi deschizi ușa, că e post și știu că în post în general stați mai retrași, mai nu știu. A zice, noi am învățat ca în post nu să închidem ușile de lemn, ci să închidem gura în fața vorbelor spurcate și a răutăților. Dar seama, ăsta e duhul postului, spre exemplu. Că unii avem sentimentul că a posti înseamnă mai mănânci de dulce. A nu, a posti înseamnă să nu mai gândești, nu să vorbești. Să mai gândești de rău, dar rămite să mai făptuiești, ferească-mă Dumnezeu. De aceea, Duh este Dumnezeu și Cel ce îi se închină trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Nu înseamnă că eu pot să stau doar eu de vorbă cu Dumnezeu, că n-am nevoie de preot, n-am nevoie de biserică, n-am nevoie de slujbe, n-am nevoie de taină, n-am nevoie de sfinț, n-am nevoie de nimic. Din potrivă, știind că Duhul este cu totul altceva decât această, nu știu, îndepărtare a oricărui, știu, obstacol sau părți materiale, noi înduhovnicim și sfințim și lucruri materiale. În sensul acesta, o icoană este făcătoare de minuni prin tot ceea ce înseamnă ea cu Sfântul care este materializat acolo și cu lemnul particip și el la sfințenia aceea, fiindcă noi, de fapt, trecem prin icoana aceea la cel care este zugrăvit pe ea și prin el, de fapt, ne ducem la Dumnezeu. Ori iată, în măsura în care noi reușim să înțelegem ce înseamnă Duhul lui Dumnezeu, atunci nu spunem că nimic nu se poate vedea, nimic nu se poate palpa, nimic nu se poate face. Eu cu Dumnezeu sunt, eu sunt credincios, dar n-am nevoie de popă, n-am nevoie de biserică, n-am nevoie de nimic, n-am nevoie de taină, n-am nevoie de slujbă, de aghiasmă, de împărtășare, de nimic. Nu, dimpotrivă, toate acestea
mă pot ajuta ca să ajung și mai aproape de Dumnezeu și să-L simt și mai aproape pe Dumnezeu în sufletul meu. Dacă eu nu reușesc să fac lucrul acesta, mă asemăn, zice că odată un om credincios era șicanat tot timpul de un prieten al lui care era necredincios. Nu cred eu că există Dumnezeu, du-te și vezi treaba ta. Nu există Dumnezeu. Dar lumea asta ce e opera hazardului. Și a stat omul și s-a gândit, mă, cum să-l fac eu pe ăsta să înțeleagă totuși că lucrurile nu pot sta așa. Și în sfârșit s-a dus, a descoperit un tablou minunat. Era unic. Și zice, a luat tabloul și l-a dus prietenului său. Zice, uite, să fac un cadou, un dar. Doamne, dar ce minunat e tabloul ăsta, cine l-a pictat? N-a spus nimic deocamdată. Și vreau să-ți fac un dar, dacă îți face plăcere, păstrează. Dar spune, de unde l-ai luat, cine l-a pictat? A, zice, nu l-a pictat nimeni. Cum adică nu l-a pictat nimeni? Zice, da, nu, zice, eram acasă și aveam niște culori pe un șifonier, mai jos era o pânză și deodată s-au vărsat culorile pe pânza aceea și uite, a ieșit această minunată. Îți bagi joc de mine? Eu să-mi bagi joc de tine? Cum? Doamne, dar mi-aș permite așa ceva, frate? De cum nu-ți bagi joc de mine? Cum să se îmbine culorile astea? Și nu vrei să mergi un pic afară? Dar de ce? Ce să vreau și eu să te întreb ceva. Cum tu crezi că norii, munții, văile, câmpiile, racurile, mările, oceanele, floarea aceea, au venit așa din hazard? Dacă tu nu poți să accepti că un tablou, o pânză, are înșiruite acolo câteva culori și nu poate fi opera hazardului. Tot ceea ce este aici, opera, chiar e opera hazardului? Până acolo putem merge? S-a rușinat fratele și a zis, da, să mă iertați, frate, am greșit, bă. Nu și-a revizuit. Deci, în sensul acesta, Duhului Dumnezeu este mult mai mult decât ceea ce noi am putea uneori să tălmăcim sau să răstălmăcim. Duhul lui Dumnezeu nu este această simplă suflare, ci este, gândiți-vă, când suflarea aceasta nu mai stă în corpul nostru, la tine spun anima, anime sufletului. Când se desparte, ceea ce e material devine inert, devine cadavru. Sufletul și Duhul lui Dumnezeu este cel care animă această materialitate a noastră și care, de fapt, ne deschide spre veșnicie. Noi suntem chemați ca să înduhovnicim, nu doar pumnul de țărână pe care l-a dat Dumnezeu. Am fost și eu un pumn de țărână însuflețită în satul meu, cum spunea Creangă, în Humuleștiul meu. Deci noi nu suntem chemați doar să înduhovnicim pumnul de țărână, ci faptul că noi suntem microcosmosul, adică în corpul nostru este cuprins virtual întregul cosmos, macrocosmos. Fiindcă tot ceea ce există în macrocosmos, în miniatură, e adevărat, există și în corpul fiecăruia dintre noi. Dacă noi reușim să înțelegem că menirea noastră este să înduhovnicim, să sfințim, să îndumnezeim pumnul de țărână și până asta să radiem dumnezeirea în jurul nostru, înseamnă că am înțeles ceva din creștinism, înseamnă că ne-am întâlnit cu Mântuitorul Hristos, înseamnă că noi credem în El și înseamnă că noi suntem cu adevărat creștini. Dacă nu, suntem ceea ce uneori arătăm că suntem. Nu pot decât să vă mulțumesc, vă doresc o seară binecuvântată și Hristos a înviat!